Prea mărit și binecuvântat să fie Domnul. Amin. În dimineața aceasta era rânduit pentru slujire fratele Petre Butar, dar m-a sunat el de la cucine. Puțin înainte de amiază și mi-a spus, frate Iosif, nu voi ajunge mâine dimineață, rânduiește cumva ca lucrarea să se ducă la îndeplinire. Știți vorba românului, cine împarte, parte își face. E greu sâmbătă pe la amiază să mai dai telefon într-o parte sau într-alta să cauți predicator. Mulți le-a spune, frate, dacă îmi spuneai cu câteva zile mai înainte. Și așa se face că în dimineața aceasta voi încerca să vă slujesc eu, dar aș vrea ca în slujirea aceasta Dumnezeu să ne dea călăuzire. Cuvintele pe care le vă voi spune să vă fie de folos, să ne fie de folos la toți. Știți, subiectul este atitudinea față de îngrijorări. Și în timp ce mă gândeam să vă vorbesc cam ce atitudine ar trebui să avem față de îngrijorări, mă îngrijoram gândindu-mă oare câți ascultători vor fi în sală. Pentru că știam că o bună parte dintre frați, dintre surori, au plecat în călătorie la Kitchener pentru perioada aceasta de rugăciune. Mă gândeam că vor fi foarte puțini în sală în dimineața aceasta. Dar în timp ce cugetam la acest aspect, mi-am dat seama că tocmai despre îngrijorare va trebui să vorbesc și nu-i potrivit să te îngrijorezi. Am avut în anii studenției un coleg de școală, un om cu o râvnă deosebită pentru Evanghelie și pentru Domnul, și într-o zi a fost trimis să predice într-o comună nu departe de București. Au pus afișe acolo în comuna aceea și în duminica respectivă, la ora stabilită, el s-a prezentat acolo, dar nu venise nimeni. În momentul acela, eu cred că aș fi renunțat, m-aș fi urcat în mașină și m-aș fi întors înapoi, acasă. Dar omul acesta s-a așezat în fața copacului din mijlocul comunei, s-a dat îndărăt câțiva pași și a început să predice copacului. N-a trecut mult și au început oamenii să se adune din sat. Băi, ce are omul acesta? Ce se întâmplă cu el. Și înainte de a pune mâna pe el să-l oprească, l-au ascultat. Și faptul acesta a adus în ziua aceea mai mulți ascultători decât au dus toate afișele puse în comună. N-ar trebui să ne îngrijorăm, pentru că în controlul tuturor lucrurilor este Domnul. Ar trebui să fim preocupați doar să ascultăm de El și mai departe El va călăuzi lucrurile după cum știe El că este mai bine. În dimineața aceasta am început citirea cu un cuvânt pe care Domnul l-a îndreptat către ucenicii Săi. În urmă cu două săptămâni am început să vorbesc din pasajul acesta și în câteva fraze am spus câteva lucruri, probabil că o să le reiau pe unele dintre ele și apoi pe acest fundament voi clădi ceea ce vreau să spun în continuare. Aș vrea să vă spun că îngrijorările reprezintă o realitate prezentă în viața noastră, poate mai mult decât în viața ascultătorilor de atunci ai Domnului Iisus. Poate o să vi se pară paradoxal lucrul acesta, dar este o realitate și la momentul potrivit veți vedea de ce și-mi veți da dreptate. Aici Mântuitorul Iisus a vorbit, a avut o vorbire mai amplă și în partea de început acestui capitol 12, parte pe care noi nu am citit-o, dar dumneavoastră o cunoașteți, de la versetul 4 până la versetul 12, adică 9 versete au fost dedicate abordării unui subiect al temerii, al fricii. Și Domnul le-a spus ascultătorilor de atunci, vă spun vouă, prietenii mei, să nu vă temeți de... ci să vă temeți de. Și în contextul acesta al fricii de oameni, care nu este normal să fie prezentă în viața copiilor lui Dumnezeu,
Copiii lui Dumnezeu ar trebui să se teamă doar de Dumnezeu și nu de oameni. Mântuitorul Iisus a amintit deja un domeniu al îngrijorărilor. El a spus, când vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea pregătorilor și înaintea stăpânitorilor sau stăpânirilor, să nu vă îngrijorați cum veți răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veți vorbi, căci Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiți. În momentele în care Domnul Iisus a rostit aceste cuvinte, ucenicii Domnului Iisus nu erau prigoniți. La orizont nu se îndrezărea nicio amenințare la adresa lor. Dar Domnul Iisus știa că momentele acestea de pace, de liniște pentru ucenici, vor trece repede. Și am să vă spun că la poate nici 2 ani de când Domnul a rostit aceste cuvinte, cuvintele acestea aveau să se dovedească actuale, pentru că a început deja la nici 2 ani de la rostirea lor prigoana împotriva ucenicilor Domnului. Mântuitorul Iisus a fost conștient întotdeauna că ucenicii săi, credincioși și adevărați, de-a lungul vremurilor, vor fi, așa cum El însuși a spus, ca niște miei în mijlocul lupilor. După moartea și după învierea Lui, prin mâinile apostolilor s-au făcut multe minuni și semne. Și lumea a încercat să, cumva, să acopere lucrurile acestea pentru ca să nu se știe. Să nu se răspândească vestea aceasta, să nu se răspândească învățătura aceasta. Și a început atunci prigoana ucenicilor și a creștinilor, prigoana îndreptată împotriva celei mai frumoase și celei mai curate învățături care a fost rostită vreodată sub soare. 20 de veacuri s-au scurs de atunci, dragii mei, și de-a lungul acestei perioade de timp, puține au fost momentele în care creștinismul autentic a fost apreciat, a fost lăsat în pace, a fost liniștit, lăsat să se desfășoare liniștit. De cele mai multe ori, de-a lungul secolelor, creștini adevărați au fost prigoniți, câteodată de autoritățile romane, apoi de autoritățile eclesiastice ale bisericilor autoproclamate istorice. Și vreau să vă spun că lucrurile nu s-au schimbat prea mult nici în acest viac 21 numit postmodernist, sau cum îl mai numi oamenii. Veți spune, noi nu suntem prigoniți, și e adevărat, nu suntem prigoniți. Însă, aș vrea să vă spun că mulți creștini se îngrijorează și mai ales când vine vorba să votăm pe conducătorii care ne vor conduce pentru o perioadă de 5 ani de bună oară, ne gândim oare care este varianta cea mai bună pentru noi, pentru interesele noastre. Am vrea să iasă acolo în frunte oameni care să aibă teamă de Dumnezeu și în felul acesta noi să ne putem continua viața liniștiți. Prorociile care se dau în popor, într-o parte sau într-alta, vorbesc și dumneavoastră știți mai multe chiar decât știu eu. Că la orizont se întrevăd vremuri grele pentru creștinii autentici, pentru oamenii care doresc să trăiască curat pentru Dumnezeu. Într-un asemenea context, sigur că mulți se socotesc îndreptățiți să se îngrijoreze. Și Domnul a rostit aceste cuvinte spunând, atunci când vă vor duce înaintea sinagogilor, a stăpânirilor, să nu vă îngrijorați. Lumea pe creștini i-a prigonit mereu și învățătura lor a prigonit-o mereu. Și ca să dea o anumită notă de legitimitate, de corectitudine, i-au trimis la judecată și au spus, vrem să judecăm, să analizăm. În asemenea condiții, mulți se îngrijorau și atunci, și probabil că mulți se îngrijorează și astăzi, ce vor avea de spus dacă odată vor trebui să dea socoteală pentru credința lor, pentru nădejdea pe care o au, pentru învățătura la care au aderat de bună voie. Și Domnul Iisus spune, atunci când s-a întâmplat lucrul acesta, voi să nu vă îngrijorați, pentru că Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiți.
Nu voi veți răspunde, voi veți exprima ceea ce Duhul Sfânt vă va învăța să spuneți. M-am uitat în Scriptură și am văzut că Duhul Sfânt, care este numit și printre altele și Duh de Înțelepciune, intervine asupra vorbirii credincioșilor în două domenii diferite. Mai întâi de toate, atunci când credincioșii propovăduiesc Evanghelia, Duhul Sfânt le vine în ajutor. Dacă ei sunt preocupați să propovăduiască adevărul și să caute slava aceluia în slujba căruia sunt, adică a Domnului, Duhul Sfânt le vine în ajutor și le dă cuvinte. În ziua cincizecimii, dacă vă aduceți aminte, acei 120 care au fost umpluți de Duhul Sfânt au început să vorbească în alte limbi și vorbeau nu după cum au plănuit, nu după cum au planificat, după cum și-au programat ei mesajul, ci vorbeau după cum le da Duhul. Și Duhul Sfânt le dă predicatorilor și celor care, și dacă nu ești predicator consacrat, dacă ești preocupat să propovăduiești Evanghelia, să spui cuiva cu dragoste despre Dumnezeu, despre Domnul Iisus, despre jertfa Lui, Duhul Sfânt îți pregătește și oportunități și te inspiră dându-ți cuvinte. Și se împlinește acel cuvânt pe care l-a scris Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 2. Vorbim despre aceste lucruri, spunea Pavel, cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt. Ăsta este unul dintre domeniile vorbirii în care Duhul Sfânt intervine și ne dă ajutor. Slăvit să fie Domnul pentru acest ajutor. Pe de altă parte, însă, Duhul Sfânt intervine în ajutorul nostru în vorbire și atunci când suntem puși în situație despre care vorbea Domnul Iisus, situație cu privire la care oamenii de obicei se îngrijorează. Pentru că atunci când cineva, un credincios de bună oară, ar fi dus în fața sinagogilor, în fața stăpânirilor, în fața judecătorilor, el nu stă de vorbă cu niște prieteni care i-ar trece cu vederea greșelilor de exprimare, ideile poate insuficient argumentate. Omul acela, credinciosul acela, trebuie să dea socoteală, să vorbească în fața unor oameni care sunt preocupați să îi găsească greșelile, în fața unor oameni care sunt în căutare de argumente ca să-l acuze, în fața unor oameni care deja știu ce vor să facă cu acel creștin, numai că le lipsește, poate, argumentul. În astfel de împrejurări, spune Domnul Iisus, Duhul Sfânt vă va da înțelepciune. Duhul Sfânt vă va învăța ce trebuie să spuneți, cum trebuie să vorbiți. Dacă vreți, în privința aceasta, cel mai frumos exemplu, un exemplu biblic, pentru că exemplele din Biblie sunt cele mai potrivite în vorbirile noastre, îl găsiți în Faptele Apostolilor, în capitolul 4. În capitolul 3, capitolul de dinainte, se vorbise despre o lucrare pe care Domnul a făcut-o prin mâinile a doi dintre apostolii Săi. Și acum acești doi apostoli, mă refer la Petru și la Ioan, au fost duși în fața Sanhedrinului sau a Sinedriului, în fața preoților celor mai de seamă ai lui Israel, în fața cărturarilor, și au fost luați la cercetare. I-au ținut o noapte la răcoare ca să îi facă să se îngrijoreze și apoi au dus din nou să-i judece. Și când au încercat oamenii aceștia să-i intimideze pe apostoli, pe cei doi apostoli, Petru, pescarul simplu de altă dată, galileanul acela care nici nu știm sigur dacă știa să scrie, le-a dat un cuvânt de răspuns cu care i-a blocat pe teologii de frunte ai lui Israel. Și întreabă Petru în 4:19, judecați voi singuri dacă este mai înțelept să ascultăm, dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de oameni. La o asemenea întrebare pusă de Petru, celor care îl judecau, nu se putea da un răspuns foarte ușor care să le convină. De aceea, oamenii aceia au fost puși, dacă vreți, cum zicem noi în limba română, Petru le-a dat șahmat. I-a blocat pur și simplu. Și principiul acesta avea să fie repetat după aceea. Apostolii și credincioșii trebuie să se teamă mai mult de Dumnezeu. Și atunci când dau de dat socoteală pentru credința lor,
Dacă ei sunt sinceri în umblarea lor cu Dumnezeu, Duhul Sfânt le vine în ajutor și le spune și învață cum trebuie să vorbească. Slăvit să fie Domnul pentru lucrul acesta. O asistență deosebită pe care Duhul Dumnezeu o exercită în folosul nostru. Un al doilea domeniu major în care oamenii se îngrijorează foarte mult, îl regăsim tocmai în pasajul pe care l-am citit. Domnul le spunea ucenicilor săi, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră gândindu-vă ce veți mânca. Îngrijorarea pentru nevoile trupului, pentru mâncare, spunea Domnul Iisus. Sigur că vremurile de atunci se deosebeau mult de vremurile în care trăim noi. În vremea de atunci, agricultura nu avea randamentul pe care îl are astăzi. În vremea de atunci, pământul care era cultivat nu era așa de, să zic, așa de mare pe cum, ca suprafață, pe cum se cultivă astăzi. Erau cultivate zone mai mici decât sunt zonele care sunt cultivate astăzi. Dar, în ciuda acestui fapt, în ciuda progreselor tehnice a științei, nevoile acestea cuprinse în cuvântul mâncare sunt astăzi parcă mai acute decât erau în vremea de atunci. Dacă în vremea de atunci în țara lui Israel era o foame de se întâmpla să-și aducă mâncare din Egipt și Biblia ne vorbește despre asemenea experiențe. Astăzi, transportul de alimente dintr-o parte a globului într-alta pare să fie mult mai ușor. Și dacă într-o anumită zonă a globului sunt secete sau, mai știu eu, fenomene care afectează recoltele și e lipsă de pâine în partea aceea de lume, dintr-o altă parte a lumii unde este belșug de pâine, cu mijloacele de transport se pot transporta alimente cu ușurință. Îmi aduc aminte că în toamna anului 98 mă găseam în Florida și așteptau să vină peste Florida uraganul George. Mi-aduc aminte că unul din magazinele la care mergeam destul de des pentru cumpărăturile curente era magazinul Target. Rafturile erau mereu pline. Cu trei zile înainte ca uraganul acesta să lovească Hollywood, am intrat în magazinul acela și am rămas surprins. Am văzut rafturile goale. Rafturile care altădată, cu două, trei zile înainte, erau pline, încărcate, gemeau de marfă, acum erau goale. Și cineva mi-a spus, Iosif, vezi magazinul ăsta gol? Au trecut pe aici cu cărucioarele și uite așa, cu mâna, au luat conserve și le-au gândit în cărucioare. Două, trei cărucioare fiecare și-au dus în mașină. Dar uraganul a trecut și în zona aceea unde mă găseam eu, nu a făcut pagube. După o zi sau două, viața a reintrat la normal. Mă așteptam ca oamenii aceia să aducă înapoi toate conservele, să fi păstrat bilurile, să le aducă înapoi. Dar nu le-au adus înapoi. Au făcut altceva. Și am întrebat, ce s-a făcut oare cu toate conservele acelea cu care și-au încărcat mașinile? Și cineva mi-a spus, le adună primăria și le trimite în alte zone unde a lovit uraganul acesta mai puternic și a făcut damage-uri mai mari. Unde oamenii duc lipsă, sunt trimise acolo, oamenii nu le-au adus înapoi, e adevărat. Dar dați-mi voie să vă spun că în ciuda acestei organizări omenești, în ziua de astăzi, teama pentru mâncare, îngrijorarea pentru mâncare este foarte prezentă în societate. Dacă citești ziarele, dacă urmărești știrile, vei afla că suntem peste 8 miliarde de suflete pe pământul acesta și spun specialiștii că pământul acesta nu poate să producă mâncare pentru toți. Suntem prea mulți și problema pare să se acutizeze în viitorul apropiat pentru că sunt populații, sunt zone pe glob în care populația crește exponențial. Ce ne vom face pentru că în scurtă vreme numărul locuitorilor planetei se va dubla, se va tripla, nu mai sunt resurse. Politicienii se îngrijorează, iar oamenii de știință se uită tot mai des în sus. Să nu credeți că se uită spre Dumnezeu. Nu fac ca și psalmistul care spunea, îmi ridic ochii spre munți, de unde va veni ajutorul, de unde vom găsi resurse? Nu.
El se uită în sus, socotind că în spațiul cosmic se va găsi răspunsul pentru această nevoie în creștere. Adevărul este că la ora actuală planeta are resurse să acopere toate nevoile populației existente, chiar și dacă mai crește un pic. Pentru că nimeni nu vă spune și nu ne spune despre zecile de vapoare de cereale care sunt deversate în ocean pentru ca să se păstreze prețul la cereale. Și acele cereale aruncate nebunește în ocean ar putea fi trimise în zonele în care nu sunt culturi de felul acesta. Ar putea fi împlinite nevoile celor care trăiesc de azi pe mâine cu o bucată de coajă, de pâine. Dar oamenii care se îngrijorează nu vor să facă lucrul acesta. Îngrijorarea pentru pâine, pentru ceea ce vom mânca mâine, îmbracă foarte multe forme și este foarte prezentă, dacă vreți, în viața oamenilor din ziua de astăzi. Cei care au posibilități își adună rezerve, își fac provizii pentru ca să aibă mulți ani. Exact ca bogatul despre care Iisus vorbise în pilda de mai înainte. Bogatul acela căruia îi rodise țarina. El era bogat înainte de a-i rodi țarina. El avea din belșug înainte ca să vină peste el necazul rodirii prea îmbelșugate. În ghilimele spus, evident. Dar omul acela nu se putuse bucura de nimic. N-avusese pace de odihnă, n-avusese parte de bucurie, de liniște, probabil că nici timp să petreacă cu familia, cu soția, cu copiii sau poate cu nepoții nu a avut. Pentru că a fost mereu preocupat să pună la adăpost. Când s-a văzut cu ogoarele încărcate de o recoltă, cum n-a mai avut niciodată până atunci, a spus, ce voi face? Chiar și atunci era cuprins de frământare. Și data trecută, când am făcut referire la omul acesta, am spus că el reprezintă, dacă vreți, modelul de om cu planuri nerealizate. Planuri irealizabile. Pentru că tot ce și-a propus el să facă, erau lucruri realizabile. Dacă Dumnezeu i-ar fi îngăduit, el ar fi putut să facă toate acele lucruri pe care și le-a propus. Numai că n-a mai avut timp. Și nebunia din viața acestui om a fost că s-a ocupat prea mult de probleme de mâna a doua și a lăsat nerezolvate probleme de mâna întâi. Și în privința aceasta, să știți că mulți repetăm aceeași greșeală. Suntem preocupați să avem locuri de muncă cât mai bune, să ne calificăm în meserii care sunt foarte căutate astăzi, deși peste 5 ani s-ar putea să nu mai fie la fel de căutate. Suntem preocupați să agonisim, să strângem, să clădim, să adunăm. Și relația noastră cu Dumnezeu, care este cel mai important lucru din viață, îl lăsăm sau o lăsăm relația aceasta mereu pe mâine, poi mâine și acel mâine fuge de noi ca și piciorul curcubeului. Când eram copil, am citit o povestioară despre cineva care a vrut să ajungă la piciorul curcubeului și s-a părut că e pe dealul de lângă sat. S-a urcat acolo și curcubeul părea să pornească de pe dealul celălalt. Și s-a dus acolo și nu era acolo. Dragii mei, aș vrea să vă spun, n-ar trebui noi, ca și copiii lui Dumnezeu, să ne îngrijorăm pentru bucata de pâine. Acela care conduce toate lucrurile în univers și în viețile noastre, știe că avem trebuință de bucata de pâine. Îngrijorarea cu privire la mâncare, să știți că i-a făcut pe mulți oameni să facă greșeli majore. Și ca să nu dau exemple din vremurile noastre, voi lua exemple din Biblie. Vă aduceți aminte de Avram? Dumnezeu l-a chemat și l-a dus în Canaan și a spus, țara aceasta ți-o voi da ție și seminței tale după tine. Și peste țara aceasta în care tocmai a ajuns Avram, Dumnezeu a îngăduit să vină o foamete. În felul acesta Dumnezeu se mai judeca cu națiunile păgâne, cu popoarele păgâne care locuiau atunci Canaan. Dar când a venit foametea Avram, nu l-a mai întrebat pe Dumnezeu, Doamne, ce să fac acum în situația aceasta? Și alege Avram să se coboare în Egipt. Fugind de foametea din Canaan, a vrut să se pună la adăpost. Dar pe când se intre în Egipt și a dat seama că se expune la un alt pericol. Pericolul de a fi omorât de egipteni și până la urmă tot acolo ar fi ajuns.
Dar Dumnezeu îngăduie ca Avram să treacă printr-o experiență în Egipt și să plece de acolo cumva uitându-se în pământ. N-a fost o experiență frumoasă în viața lui Avram, plecarea în Egipt. Ar fi trebuit să-L întrebe pe Dumnezeu ce să facă în situația aceea când e foame de în Canaan. Și Dumnezeu i-ar fi purtat de grijă, dar a ales să plece în Egipt. Dacă vreți, aș putea să aduc în fața dumneavoastră exemplul lui Esau. Despre el, Biblia spune că pentru umbrit de supă roșiatică de linte, el și-a vândut dreptul de întâi născut. Venise obosit după o zi de vânătoare în care n-a vânat nimic. Și din coliba fratelui său ieșeau mirosuri îmbietoare. Știți, când vreunul dintre noi face mici acasă, 4-5 case încolo și încoace miroase amici foarte frumos pe stradă. Poți să știi ce se pregătește când treci prin fața casei. Ei bine, Esau ăsta, când a simțit mirosul acela, era și flămând, lignit de foame și obosit, a exagerat cu nevoia lui. S-a îngrijorat și a spus, dacă nu mănânc acum, eu chiar mor. Și fratesul l-a taxat pentru treaba asta și a zis, uite, eu îți dau, dar vreau ceva în schimb. Și de multe ori, frații mei, facem schimburi de felul acesta, de felul schimbului pe care l-a făcut Esau. Și ne compromitem șansele la viața veșnică pentru lucruri de mâna a doua. Exagerăm, pentru că ăsta este unul din modurile preferate ale vrăjmașului de a ne înșela. Exagerează nevoile noastre. Ne face să credem că avem nevoie de mai mult decât avem în realitate nevoie. Am să fac referire acum la un lucru care pare să nu aibă legătură cu subiectul nostru. Vă duceți aminte protopărinții noștri, Adam și Eva, Dumnezeu îi așezase în grădina pe care o sădise în Eden. Regiunea se chema Eden și în regiunea aceasta, în partea de răsărit, Dumnezeu a sădit o grădină și pe cei doi oameni, Adam și Eva, i-a așezat acolo. Mulți predicatori, printre care și eu, am spus mereu de-a lungul anilor că prima provocare a fost dorința de a deveni altceva. Prima ispită. Când m-am uitat însă mai atent în relatarea biblică, am găsit totuși ceva diferit. În capitolul 3 din Genesa, în versetul 1, se face o precizare peste care trecem cu prea multă ușurință. Acolo cuvântul lui Dumnezeu spune că șarpele era mai șiret decât toate fiarele pământului pe care le crease Dumnezeu. Aș îndrăzni să vin să rectific ceea ce s-a spus de multe ori și am să afirm că prima provocare a fost provocarea sau confruntarea cu șiretenia. Șiretenia sau viclenia sau vicleșugul, dacă vreți. De atunci și până astăzi aceasta este o problemă și vrăjmașul încearcă să ne convingă că avem nevoi pe care Dumnezeu probabil că nu le va împlini și de care trebuie să ne ocupăm noi, să lăsăm pe Dumnezeu deoparte, să ne ocupăm noi. Domnul Iisus, aici, ne-a arătat care este tratamentul cu privire la îngrijorări. Știți, când avem probleme de sănătate, de bună oară, mal de gorj, obișnuim să mergem repede la farmacie să cumpărăm ceva, încercăm asta, nu merge, încercăm cealaltă, nu merge, cealaltă, nu merge. Și câteodată, un om cu experiență în domeniul ne va spune, mergi să ți se facă un test, să vezi ce e în gâtul tău și pentru acel ceva care este depistat acolo, există un tratament foarte specific. Câtă vreme încerci cu tratamente la întâmplare, nu merge. De aceea și cu îngrijorările, eu cred că este la fel. Pentru îngrijorări există un tratament și tratamentul acesta este în Biblie. Nu reducerea populației de pe glob va rezolva problema câinii mele sau câinii tale, a câinii copiilor noștri. Nu metodele pe care le propun oamenii. Le are Dumnezeu și le-a pus aici. Și Domnul Iisus spune, nu vă îngrijorați. Uitați-vă cu băgare de seamă în jurul vostru. M-am gândit că de multe ori ucenicii, însoțindu-L pe Domnul în călătoriile Lui, în Țara Sfântă, peste câmpuri au trecut de multe ori pe lângă crini.
Nu știu dacă au fost mânați apostolii Domnului Iisus de vreun simț estetic, să cadă în extaz, să vadă cât de frumoase sunt aceste plante, aceste flori sălbatice. Și Domnul Iisus le spune, uitați-vă cu băgare de seamă la ele, vedeți că sunt frumoase, da, cineva le-a creat așa. Nu sunt la voia întâmplării, crinii aceia. Ai zice că nu îngrijește nimeni de ei, îngrijește Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Uitați-vă cu băgare de seamă la corbi. S-au uitat la corbi? S-au uitat. Într-o paranteză vreau să vă spun, corbii sunt socotiți printre viețuitoarele necurate din Vechiul Testament. Și Domnul spune, iată, și de viețuitoarele acestea, socotite necurate, Dumnezeu se grijește, adică le poartă de grijă, le acoperă nevoile. Ei nu seamănă, nici nu secere, adică nu lucrează să-și facă provizii, nici nu au cămară. Și totuși, nevoile lor de bază, Dumnezeu le împlinește. Cu cât mai de preț sunteți voi, spunea Domnul Iisus, cu cât mai de preț sunteți voi decât păsările. Uităm de multe ori că ne avem un mare preț înaintea lui Dumnezeu. Și uitând lucrul acesta, vine imediat următorul gând. Oare chiar îi pasă lui Dumnezeu de noi? Noi trebuie să ne aducem aminte că avem preț în ochii lui Dumnezeu, că avem valoare. Valoarea noastră ca ființe omenești nu e stabilită de bursa din Tokyo, de bursa din Londra sau de bursa din New York sau pe unde vor mai fi burse în lumea aceasta. Valoarea noastră este dată de Dumnezeu. Dacă ar fi să analizăm, corpul omenesc este alcătuit din elemente care se regăsesc în țărâna Pământului. Nu există în noi niciun element chimic de bază care să nu se regăsească în țărâna Pământului, pentru că din țărână suntem creați fizic, așa spune Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ai calculat cât costă apa din trupul omenesc, cât costă sarea din trupul omenesc, cât costă celelalte elemente chimice de bază din trupul omenesc, cineva se pare că a făcut calculul acesta în vremea lui Ceaușescu în România și a ajuns la concluzia dezamăgitoare că nu valorăm mai mult de 100 de lei. Cam atât ar fi valoarea materialelor din trupul nostru. Cu toate acestea, Dumnezeu și-a permis luxul să plătească pentru noi, pentru mine și pentru tine, cel mai mare preț care a fost plătit vreodată în univers. Și pentru că l-ai primit pe Hristos prin credință în viața ta, la valoarea ta inițială a fost adăugată valoare. Și dacă Dumnezeu a investit atât de mult în tine ca să te aibă în împărăția Lui, poți să crezi minciuna vrăjmașului că Dumnezeu te va lăsa în lumea aceasta să te descurci de unul singur cum poți? Cuvântul lui Dumnezeu ne învață să ne încredem în Dumnezeu. Rețeta pentru îngrijorări începe cu reașezarea valorilor și a priorităților în viața noastră. Există oameni pentru care în lista proprie a valorilor lor, pe locul întâi este, mai știu eu, cariera. La alții, poate, pe locul întâi este satisfacerea plăcerilor. Pentru foarte mulți, în vremea de astăzi, pe locul întâi în lista valorilor lor, este popularitatea. Pentru ei contează foarte mult să primească cât de multe like-uri este cu putință. Hristos ne spune dimineața aceasta, căutați mai întâi împărăția cerurilor și apoi Tatăl Ceresc vă va da toate celelalte lucruri pe deasupra. Dacă noi am face așa, Dumnezeu cu siguranță că s-ar achita de partea a doua promisiunii. Dacă noi am face partea noastră, să fim preocupați în a căuta împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, sunt convins că Dumnezeu va continua să ne poarte de grijă și va primi toate nevoile noastre de bază. Slăvit să fie numele Lui! Amin. Pe lângă creația din jurul nostru, creația din imediata noastră apropiere, care dovedește o purtare evidentă de grijă a lui Dumnezeu, purtare care ar trebui să ne aducă și nouă liniște și pace, mai avem, dacă vreți, și mărturia din viețile noastre. Uitați-vă la viața dumneavoastră de până acum. Ați dus vreodată lipsă de pâine? V-a lăsat Dumnezeu în situația în care să credeți că drept muriți de foame până mâine?
Cred că nimeni n-a trecut prin experiența aceasta. V-a lăsat Dumnezeu să fiți dați de rușine? De-a lungul anilor, n-a purtat Dumnezeu de grijă pentru nevoile noastre? Am spus-o mereu și o repet, și dacă supără pe cineva lucrul acesta, bucata de pâine pe care o avem pe masă, pe care o binecuvântăm, o frângem și o împărțim copiilor noștri, este o expresie a dragostei lui Dumnezeu, a purtării lui de grijă. Și Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care nu se schimbă. Dacă până aici ne-a purtat de grijă, credeți că mai departe va duce lipsă de soluții în fața problemelor care vor mai veni, a lipsurilor care vor mai veni? Nici vorbă. El a avut întotdeauna soluții și în mâna lui sunt toate resursele Universului, nu doar ale planetei. Slăvit să fie Domnul! De aceea, cuvintele Domnului Iisus ar trebui să sune pentru noi astăzi foarte relevant. N-ar trebui să ne îngrijorăm nici cu privire la vremurile care vor veni și mărturisesc că la capitolul acesta și eu trebuie să mă lupt cu mine însumi, pentru că mă uit cum evoluează lucrurile și cum se conturează scena viitoare în care vom trăi noi, încă câțiva ani, poate și copiii noștri după noi, și nimic nu pare promițător. Dar în întunericul care se coboară peste lume, avem făgăduința lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu va fi alături de noi. Slăvit să fie Domnul! În al doilea rând spuneam problema aceasta sau nevoia aceasta a hranei, care este o nevoie care pe mulți îi îngrijorează, și problema aceasta trebuie să o încredințăm lui Dumnezeu și El poartă de grijă. O a treia nevoie despre care se vorbește în textul acesta și care reprezintă motiv de îngrijorare pentru mulți, dar n-ar trebui să fie și pentru noi, îmbrăcămintea, haina. Adică nevoile exterioare ale trupului acestuia. În vremea aceea, oamenii bogați se îmbrăcau în porfiră și în subțire. Oamenii săraci aveau câte o haină cu care noaptea se înveleau. Chiar și noaptea, nu aveau o plapumă, un sac de dormit sau ceva ce avem noi la îndemână. Haina exterioară o folosea ca și pe o plapumă. Erau foarte săraci și mai mulți dintre oamenii de atunci. În vremea de astăzi, noi avem mult mai mult decât au ei și totuși ne îngrijorăm și cu privire la lucrul acesta. Spuneam data trecută, poate cu o ușoară doză de ironie, că stăm în fața unui walk-in closet plin și ne întrebăm, oare ce voi îmbrăca? Uite, rochia asta am purtat-o și la sărbătoarea de anul trecut. Cum să mai iau și acum? O să mă vadă careva. Ce contează dacă te vede careva cu rochia pe care ai avut-o și anul trecut la aceeași sărbătoare? Chiar contează lucrul acesta? Cred că în privința îmbrăcămintei ar trebui să urmăm sfatul pe care ni l-a dat Petru, în 1 Petru, capitolul 3, cu versetul al 3-lea. El a spus că acolo spunea că podoaba noastră n-ar trebui să fie, printre alte lucruri, îmbrăcarea de haine, ci omul ascuns al inimii. Ar trebui să fim preocupați mai mult de caracterul nostru. Ar trebui să fim preocupați mai mult de spiritualitatea noastră, de felul nostru de a fi, decât de a impresiona pe vecinii de pe stradă, pe colegii de la serviciu sau de la școală, sau mai știu pe cine altcineva de la adunare. În ciuda faptului că avem atât de multe haine, mai multe decât ne trebuiește, totuși oamenii se îngrijorează. Te duci într-un magazin, într-un mall și te uiți acolo, rafturile sunt pline de haine, pline de haine. Cred că sunt acolo de 100 de ori mai multe decât ar fi nevoie în partea aceea de oraș. Dar sunt pline. Pentru că cineva tot produce și cineva tot vinde ca să ne ia banul din buzunar. Noi copiii lui Dumnezeu, eu cred că ar trebui să învățăm să fim mulțumiți cu cât avem. Pentru că dacă dăm voie îngrijorărilor să cuprindă inima noastră, indiferent de ce fel de îngrijorări ar fi ele, aș vrea să vă spun că vom înceta să mai fim mulțumitori la adresa lui Dumnezeu. Când te îngrijorezi mereu și te frămânți, există și riscul să-L superi pe Dumnezeu prin cârtire, prin murmur, prin alte lucruri de felul acesta. Avem un Dumnezeu care ne poartă de grijă. Niciodată El nu a abandonat rolul de tată.
Ce frumos spunea Domnul Iisus, Tatăl vostru știe că aveți trebuință de El. Sigur că printre oameni există și din aceia care nu grijesc de nevoile celor din casa lor. Și Pavel îi spunea lui Timotei, în 1 Timotei, capitolul 5, versetul 7, dacă cineva nu poartă de grijă de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât păcătoșii. Există și situații de felul acesta, dați-mi voie să vă spun, printre oameni, chiar printre creștini. Îmi duc aminte și pe exemplu acesta mă apropii de încheiere, în biserica de unde vin, de unde am venit, fratele păstor, fratele Cornel Bordovan, mi-a relatat o istorioară. Nu cunosc personajele care sunt implicate în istorioara aceasta, se pare că s-a întâmplat cu multă vreme înainte de a veni eu în biserica din Micălaca. Mi-a spus despre un om care avea vreo 10-12 copii și el se considera foarte spiritual, foarte duhovnicesc omul acesta și a plecat în lucrarea lui Dumnezeu. Și după vreo 2 săptămâni, soția lui, mama copiilor, a venit la păstorul bisericii și a spus, frate Cornel, ai putea să-l găsești undeva pe soțul meu, e plecat de acasă de 2 săptămâni, și uite, nu știu ce să mai fac, cum să mă mai descurc cu toate lucrurile acestea din gospodărie. Și acest frate spiritual de la noi era ajuns deja prin părțile dejului. Fratele Bolovan Cornel a sunat pe acolo și l-a chemat acasă. Mă, omule bun, lasă tu lucrarea și vină acasă și ocupă-te de casa ta. Dar el se credea foarte spiritual și că Domnul l-a trimis pe acolo. Acasă nu mai conta cum se descurcă soția cu toți cei 10 sau 12 copii, ce le pune în ghiozdan cu la școală și așa mai departe. Sunt oameni și ei se consideră mai spiritual decât semenii lor, din păcate. Așa cred ei. Ce vreau să spun? Dacă printre oameni se găsesc și astfel de tați, Dumnezeu nu este un astfel de tată. Dumnezeu este un tată care știe nevoile noastre. Păi dacă nu știe, atunci, de ce ne mai spune Pavel în Filipeni 4:6, aduceți la cunoștința lui Dumnezeu toate nevoile voastre? Nu vă îngrijorați de nimic. Aduceți la cunoștința lui Dumnezeu toate nevoile noastre. Dumnezeu le știe. Noi când le aducem înaintea Lui, în rugăciune, stăm de vorbă cu Tatăl nostru, Lui face o plăcere deosebită. Așa cum ție, ca Tată, îți face o plăcere deosebită când fiul tău, fiica ta, vin la tine și îți spun nevoile lor. Cum mă bucur eu când mă duc de până oară la ai mei și vin nepoții și mi se urcă pe genunchi și îmi spun și ei despre ce acolo. Tatăl nostru știe, Tatăl nostru poate și Tatăl nostru vrea. Slăvit să fie El. Amin. Frații mei, surorile mele, ceea ce v-am spus dumneavoastră, mi-am spus întâi de toate mie. Și eu mă lupt câteodată cu îngrijorările și încerc să țin poarta inimii mele cât mai ferm închisă în fața lor. Și câteodată, din neveghere, mai scapă câte una. Ar trebui să ne încredem mai mult în Dumnezeu. Ar trebui să fim mai mulțumitori la adresa lui Dumnezeu. Și ar trebui să încredințăm soarta noastră în mâna lui Dumnezeu. El grijește de nevoile noastre. Și ar trebui, cum am spus, să căutăm mai mult împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și celelalte lucruri, Dumnezeu le va rândui. Slăvit să fie Domnul. Amin. Un lucru foarte important spunea fratele Iosif aici. Când ne îngrijorăm, riscăm să-L supărăm pe Dumnezeu. M-am gândit oare să pun întrebarea, este cineva aici care nu s-a îngrijorat niciodată? Cred că toți, la un moment dat, într-o situație sau în alta, am întrecut o anumită măsură. Mă rog lui Dumnezeu să împlinim ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, să căutăm mai degrabă împărăția lui Dumnezeu. Și toate aceste lucruri, spunea Domnul Iisus Hristos, de care voi credeți că sunt importante, are grijă Dumnezeu să ne le dea pe deasupra. Amin? Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și să mulțumim Domnului pentru această zi, pentru cuvântul Lui și apoi să ne credințăm în mâna Domnului. Amin. Așa cum stăm să ne rugăm.